Dacă ți-a trecut prin cap cumva că bunică tu e vechi, uite o listă de 9 dintre cele mai vechi lucruri descoperite vreodată pe pământ. Cel mai vechi depozit de marihuana, 2700 de ani. I-am prins! În 2008, aproape un kil de material încă verde a fost găsit într-un mormânt din deșertul Gobi, Mongolia, vechi de 2700 de ani. O serie de teste a demonstrat că iarba respectivă prezenta niște proprietăți psihoactive potente, ceea ce ridică un semn de întrebare în jurul teoriei conform căreia oamenii antici creșteau planta doar pentru a face îmbrăcăminte, sfoară sau alte obiecte. Se și drogau. 2. Cel mai vechi pantof din piele, 5500 de ani. Căptușit cu iarbă, probabil folosită pe post de izolant termic, pantoful mocasin a fost descoperit în condiții excepțional păstrate, asta datorită unui strat de bălegar de oaie în timpul unei excavări într-o peșteră din Armenia în 2001. Se crede că pantoful a fost făcut special pentru deținătorul lui. Datarea cu carbon l-a plasat undeva în jurul anului 3500 înaintea erei noastre, în timpul epocii de cupru a Armeniei. 3. Cel mai vechi instrument muzical, 42.000 de ani. În 2012, cercetătorii au identificat niște obiecte despre care se spune că sunt cele mai vechi instrumente muzicale cunoscute din lume. Două flauturi făcute din oase de pasăre și fildeș de mamut au fost găsite în peștera Hohlefels din Germania. Peștera adăpostește o serie de dovezi timpurii ale ocupării Europei de către Homo sapiens. Oamenii de știință au folosit datarea cu carbon pentru a determina că flauturile au o vechime de 42 sau 43.000 de ani. 4. Cel mai vechi ochi artificial. 4.800 de ani. Conform unui raport din 2006, arheologii iranieni de pe situl istoric orașul Ars au anunțat descoperirea nemaipomenită a unui ochi artificial vechi de 4.800 de ani. Ochiul aparținea unei femei solide, cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani la momentul morții și era fabricat din smoală naturală și grăsime animală. Studiile realizate asupra ochiului sugerează și formarea unui absces la nivelul pleoapei, probabil apărut din cauza contactului îndelungat cu ochiul. Mai mult decât atât, pe suprafața ochiului s-a găsit țesut de pleoapă. 5. Cea mai veche fustă, 5900 de ani. În peștera armenească Areni 1, în același loc în care s-a găsit și cel mai vechi pantof din lume, s-a descoperit și o fustă făcută din trestie veche de 5900 de ani. Echipele de arheologi irlandezi, americani și armeni au mai făcut o serie de descoperiri uluitoare în același sit, printre care și rămășițile mumefiate ale unei capre vechi tot de 5900 de ani, depășind cu peste 1000 de ani multe dintre cele mai celebre mumii de animale găsite în Egipt. 6. Cel mai vechi popcorn, 6700 de ani. În 2012, cercetătorii au găsit dovezi că civilizațiile care locuiau de-a lungul coastei peruviene se delectau cu această gustare delicioasă, începând cu 1000 de ani mai devreme decât fusese estimat. La Paredones și la Huaca Prieta au fost dezgropate coși de porumb, coceni și mătase, vechi de la 6700 la 3000 de ani. Caracteristicile cocenilor sugerează că locuitorii antici ai siturilor preparau și consumau porumbul în diferite feluri, inclusiv mălai și popcorn. 7. Cea mai veche poșetă, 4500 de ani. Pare să fi fost foarte la modă la vremea respectivă, a spus arheologul care a descoperit mai mult de 100 de dinți de câine aranjați aproape unul lângă altul într-un mormânt din Germania datând din perioada 2500-2200 înaintea erei noastre. Conform arheologilor, dinții erau probabil ornamente pentru partea exterioară a unei poșete, cea mai veche găsită vreodată. De-a lungul anilor, pielea sau materialul de confecție a dispărut și tot ce a rămas sunt dinții. Sunt toți orientați într-o singură direcție, astfel că aduce foarte mult cu o poșetă modernă, au declarat aceștia. 8. Cea mai veche saltea, 77.000 de ani. În 2011, arheologii au găsit într-o peșteră din Africa de Sud un obiect despre care se crede că este cea mai veche saltea din lume. Salteaua, fabricată din straturi de trestie și papură, a fost găsită sub un morman de așternuturi făcute din iarbă compactată și frunzăriș. 9. Cea mai veche mască, 9.000 de ani. Cea mai veche mască din lume, din perioada neolitică preceramică, datează din anul 7000 înaintea erei noastre și e făcută din piatră. Masca poate fi văzută la muzeul Bible et Terre Sainte din Paris. Lista e gata, nu uita să vă abonați și să împrăștiați vechiturile pe Facebook ca să se audă numele Zaia Fet peste tot pe internet.